Agenția Națională de Administrare Fiscală trece în această perioadă printr-un amplu proces de reorganizare și modernizare. Acesta presupune și rearondarea contribuabililor începând cu data de 1 iulie anul curent la noile administrații fiscale competente, precum și transferul în condiții procedurale normale a tuturor informațiilor necesare pentru deschiderea activității administrațiilor financiare operative la noile locații. Astfel, în perioada 30 iunie ora 12, 5 iulie ora 8:30, activitatea la ghișeele tuturor administrațiilor financiare și direcțiilor generale ale finanțelor publice care lucrează cu publicul va fi oprită. În acest interval, la administrațiile financiare din toată țara vor funcționa doar centrele de asistență telefonică a contribuabilului, iar pe portalul www.anaf.ro rămân active doar paginile de informare a contribuabililor. În perioada de timp menționată, trezoreriile din toate administrațiile financiare vor lucra program normal în ziua de 30 iunie, continuând cu toate operațiunile de încheiere a lunii, urmând ca în data de 4 iulie să se deschidă numai trezoreriile rămase după reorganizare, care vor opera pentru toți contribuabilii rearondați. Pentru mai multe informații puteți apela numărul de telefon 031 403 9160, rețea RDS, Centrul ANAF de Asistență a Contribuabililor.